Nu face asta! Bună tuturor, pentru cei care sunt noi aici, numele meu este Alex Ploscar, iar astăzi o să fie un videoclip total diferit de ce a fost până acum, pentru că stăteam și mă gândeam la un moment dat, ok, suntem interesați de fitness, să ne îmbunătățim fizicul, să avem pătrățele abdomen și toate astea, dar cu siguranță am observat că majoritatea suntem undeva băieți, adolescenți, undeva la 16, chiar până în 24 de ani, și sunt 100% sigur că nu suntem interesați doar de chestia asta. Cu siguranță, dacă te interesează aspectul pe care l-ai, ești atent și la îngrijirea personală, la dezvoltarea ta personală, cu siguranță ești atent și la finanțele tale personale, adică cum îți gestionezi banii. Și tocmai de aceea m-am gândit că începând de săptămâna asta, din când în când, nu știu, poate o dată pe lună, să pun un videoclip care să fie în afara fitness-ului, pur și simplu să vorbim lucruri de băieți. Lucruri pe care le consider foarte importante, în special dacă ești adolescent, dacă ești tânăr și totuși vrei să te dezvolți pe toate planurile. Da, și eu am avut probleme foarte mari cu acnea. Cred că undeva de la 15 ani, de când am început liceul, au început să mi apară primele coșuri. Mi apăreau în special iarna și erau destul de enervante. Nu pot să zic că am avut parte chiar de o acnee foarte severă, dar au fost niște coșuri care pur și simplu îmi stricau într-un fel dispoziția, mai ales că nu știam pe atunci cum să procedez cu ele. Deci poți să vezi și în reels-ul de aici. Da, deci era destul de urât și în sfârșit am reușit să scap de aceste lucruri. Sunt conștient că un ten plin de coșuri sau mai ales acnee poate să aibă într-un fel o influență negativă asupra noastră, mai ales când ești tânăr și te interesează și mai mult aspectul tău fizic. Și tocmai de aceea m-am gândit astăzi să vă dau 5 sfaturi care pe mine m-au ajutat enorm în procesul acesta în care am reușit din situația în care eram până acum să scap de coșuri. Apropo, dacă vrei să vezi, poți să intri la mine pe contul de Instagram, intri la reels-urile mai vechi și poți să vezi acolo în videoclipuri că aveam destul de multe coșuri. Și dacă tot intri în reels-uri, lasă și un follow pe Instagram, lasă-mi și un mesaj, putem vorbi. Da, hai să vedem despre ce e vorba. Primul și cel mai simplu lucru pe care poți să-l faci chiar începând de acum, fix din secunda asta, din clipa asta, nu-ți mai pune mâna pe față. Pur și simplu gândește-te că mâinile, degetele ajung peste tot. Cu ele prinzi o mulțime de lucruri, pui mâna la sală pe gantere, pui mâna pe clanțele de la uși, de la tot felul de instituții pe unde te plimbi tu toată ziua și gândește că acolo au pus toată lumea mâna și pur și simplu este foarte, foarte, foarte murdar. Și mâinile sunt cea mai murdară parte a corpului, sunt pline de bacterii, iar tu acele bacterii le pui direct pe față. Și pur și simplu, odată ce le pui acolo, de acolo încep să apară tot felul de iritații, ajută la producerea de coșuri, pur și simplu acele bacterii, pe lângă că o să îți facă rău pielii, poți să și blocheze porii și astfel să nu mai este sebumul la suprafață și să se formeze coșurile. Și pe lângă toate astea, da, încearcă pe cât poți de mult să scoți ticul ăsta. Mie cel mai greu mi-a fost să scap de ticul ăsta, mai ales când eram la școală, stăteam în bancă, pur și simplu mă plictiseam sau chiar n-aveam chef deloc să fiu atent la oră și stăteam una într-una sprijinit cu mâna, cu fața pe palmă. Și chiar am observat că pe partea cu care stăteam sprijinit, pe partea aveam totuși parcă un pic mai multe coșuri și parcă de fiecare dată când scăpam de ele, acolo apărea prima dată. Și totuși, pentru că mai ales la început este foarte greu să scap de ticul ăsta, deci nu poți să scap din prima, numai cu timpul îți reamintești, da, ia mâna, ok, din nou îți reamintești, ia mâna și tot așa, măcar încearcă să ai mâinile pe cât poți de curate, mai ales în perioada asta, ai nevoie de un dezinfectant de mâini, ia-l pe lângă tine și dă-te destul de des, spală-te des pe mâini, bine, astea sunt lucruri basic, dar crede-mă că sunt mici detalii care o să te ajute. În al doilea rând, știu că pare atât de tentant când ai coșuri să le spar și parcă, nu știu, și când erai mic, tot îți venea să spargi coșurile sau venea mama ta la tine și venea să-ți spargă coșurile. Ideea e că nu o lăsa în niciun caz, nu lăsa pe nimeni, nu-ți lăsa nici prietena, nu lăsa pe absolut nimeni să-ți spargă coșurile pentru că nu este deloc ok. Gândește-te că tot ce spargi acele coșuri pe interior, vătămezi într-un fel pielea. Și pe lângă asta, da, o să scapi de acel puroi, de acea substanță care se află înăuntru, dar pe parcurs o să rămâi cu cicatrici, pentru că pur și simplu faci leziuni în piele care poți să rămâi cu ele pentru toată viața. Deci nu, în niciun caz, spargerea coșurilor nu o să
îmbunătățească lucrurile, poate chiar să agraveze și cicatricile, sunt 100% sigure că o să rămână. Acum, cel mai bun sfat și cel mai practic dintre toate ar fi să ai o rutină de îngrijire a pielii dimineața și seara. Vreau să zic că nu e absolut deloc feminin să îți îngrijești pielea, să ai creme de îngrijire a pielii, pur și simplu eu văd ceva necesar. Gândește-te, pielea este un organ și odată ce te și interesează aspectul pe care îl ai, este ok să ți-l îngrijești. Pur și simplu ai nevoie de 3 sau 4 lucruri care ar fi destul de basic, de care chiar ai nevoie. În primul rând, un exfoliant. Poți să-ți cumperi un exfoliant și să te faci de 2 ori pe săptămână, dar nu mai des de atât, pentru că după o să usuce prea mult pielea și nu mai se regenerează precum ar trebui. După, poți să te faci dimineața și seara cu un face wash, cu este o cremă pur și simplu prin care îți cureți fața. Efectiv, cum te speli cu gel de duș pe corp, așa poți să te speli cu acel gel pe față. În niciun caz să nu te speli cu gelul de duș sau, mai grav, cu săpun pe față. De fapt, cu săpun nici pe corp, pentru că usucă pielea. Ok, și după ce te-ai făcut cu ăla, fix după poți să te dai cu o cremă hidratantă, asta îți ajută pielea să se hidrateze mult mai ușor. După ai putea să ai și o cremă împotriva acnei, din când în când, când îți apare câte un coș, poți să-ți dai și o să scapi mult mai repede de el. Și ce ar mai fi în plus, dacă vrei, poți să-ți cumperi sau să-ți faci chiar acasă, sunt tot felul de rețete chiar interesante. Dar documentează-te totuși puțin înainte să-ți faci o mască de față cu ingrediente naturale, adică să-ți o faci acasă, pentru că sunt destul de multe care nu sunt bune și mai mult poate să-ți facă rău. Și da, o mască de față poți să-ți o faci o dată pe săptămână, în weekend, când vrei să te relaxezi. Și acum ajungem din nou la lucruri foarte basic, la hidratare. Deci crede-mă că o să vezi o schimbare enormă dacă cumva până acum, dacă nu consumi apă regulat, consumi puțină sau bei foarte multe sucuri, crede-mă că o să vezi o schimbare enormă. Chiar în următoarele 3, 5 zile, chiar 7 zile poți să vezi o schimbare doar făcând această mică, din nou, mă repet, schimbare. Ok, deci începe să te hidratezi, să bei apă. Undeva peste 2,5 litri de apă pe zi este foarte ok, gândește-te că la fel pielea, precum și toate organele între corpul uman, e alcătuit undeva la 70% apă, deci ai nevoie ca să-ți menții pielea sănătoasă, să fie hidratată, să nu îți apară nici măcar, să nu îți apară nici măcar riduri. Și da, pe lângă faptul că te ajută enorm și pentru performanțele sportive, te ajută pentru sănătate în sine, te ajută și pentru piele foarte mult. Și dacă cumva ți se pare că nu te hidratezi precum ar trebui, poți, spre exemplu, nu știu, să pui și puțină lămâie, dar nu foarte mult, poți să pui și puțină sare roz pentru că asta ajută la o hidratare mai bună, sau poți să folosești și electroliți. Și ultimul, dar nu cel din urmă, fii foarte atent la lenjeria de pat. Spre exemplu, mie mi se întâmpla, mai ales mai demult când nu eram deloc atent, nu știu, poate să treacă 2-3 săptămâni, poate chiar o lună, și pur și simplu să nu schimb lenjeria de pat, fețele de pernă. Gândește-te că tu dormi în fiecare seară, de preferat 8 ore, după cum ți-am zis, și transpiri, poate ai uitat să te speli pe față sau nu te-ai spălat deloc pe față, mai ales fără cleanse, fără ce ți-am zis înainte. Nu știu de ce am atât de multe lapsusuri azi. Și gândește că acolo e deja multă mizerie, poate mai stai prin pat pe timpul zilei, poate mănânci în pat, și gândește-te cât de multă mizerie s-a acumulat acolo și tu în fiecare seară din nou și din nou și din nou pui fața și din ce în ce mai multă mizerie se adună pe față și asta o să ducă din nou către coșuri și alte lucruri care o să te deranjeze. Oricum, cam acesta a fost videoclipul de astăzi, sper să te ajute, sunt conștient că problema asta cu coșurile este gravă, chiar foarte gravă la adolescenți. Pentru că, da, ne interesează, mai ales la vârsta asta, foarte mult aspectul fizic. Din păcate, vrem să avem un aspect fizic, adică nu din păcate, e ok. Numai ideea e că și dacă ai probleme, ai coșuri, ai acne, trebuie să înțelegi că ăsta nu-i cel mai important lucru din viață. Atâta timp cât e sănătos, atâta timp cât ai o familie, atâta timp cât ai ce să mănânci, trebuie să fii bucuros pentru lucrurile astea. Deci nu e cel mai important lucru, am acnee, deci viața mea e groaznică. În niciun caz. Tot ce trebuie să faci este să faci schimbări pe cât poți de mult, să te documentezi cât mai mult, să mergi neapărat la un dermatolog, o să te ajute enorm. Crede-mă că dacă vrei să obții rezultate rapide și eficiente, fără să-ți bați capul, să-ți faci tot felul de greșeli, cel mai bine e să mergi la un dermatolog și să-ți ofere niște sfaturi. Și îți garantez că cu siguranță o să-ți îmbunătățești problema pe care o ai și cu siguranță la un moment dat chiar o să scapi de ea, numai trebuie să ai răbdare
și să nu te lași afectat de acest lucru. Oricum, dacă ai stat până aici, înseamnă că ți-a plăcut videoclipul și apreciez foarte mult că ai stat până aici, dar aș aprecia enorm dacă ai apăsat butonul de subscribe ca să faci tu parte din comunitate. Văd că imediat ne apropiem din ce în ce mai mult către 5.000 de urmăritori și mă bucur pentru acest lucru. Apasă și acel clopoțel ca să primești notificări de fiecare dată când pun un nou videoclip, să nu pierzi poate următorul videoclip în care o să vorbesc, nu știu, despre piele, păr sau despre alte lucruri. Și apasă și butonul de like ca să vadă YouTube că e un videoclip de calitate și să arate la cât mai multe persoane, la cât mai mulți adolescenți care au nevoie de sfaturi cu problema asta, cu coșurile, cu acnea. Cam acesta am fost eu, ne vedem în următorul videoclip.